S-au întâlnit, au discutat, n-au ajuns la niciun consens, pentru că Șoptic a cerut funcții pe la Nova Apa, Ser, Doina nu i-a dat, Doina a cerut garanții că primarii PSD vor primi bani la buget, Șoptic nu i-a dat. Și 80% din fondurile Consiliului Județean sunt direcționate spre primăriile PSD. Deci, domnule, tu, Florin Țurcanu, ești un om normal la cap din punctul ăsta de vedere? Da, zicea, domnule, dar când am văzut cine e în piață acolo, și ce, cum se pune problema? Și am mai și aflat că mitingul a fost organizat de un partid politic, am căutat să mă delimitez. Asta că m-a organizat băiatul ăla mascan de la Oneaga, că el locuiește la Oneaga, protestul de la Botoșani, nu a ieșit totuși vreo 1000 de oameni în stradă. Hai să fim serioși, băiatul ăla putea să scoate eventual 38 de oameni sau 32. S-a miting care să dă îndreptățit să iasă, să ceară aceste măsuri, care poate îți îmbrățișează ideile care le-ai spus tu aici în debutul podcastului, care le îmbrățișez și eu, categoric. De ce închizi restaurantele și să le deschizi spectacole dacă acolo niciodată nu au fost probleme? Păi, ia și să închidi, nu știu, închidi prefectura. După 4-5 ani, nu știu cât, în 2018, aceiași jandarmi învolburați așa de Liviu Dragnea și cei care erau la putere, aceia i-au bătut de ei, i-au rupt pe cei care protestau acum față de nou guvern. Și 80% din fondurile Consiliului Județean sunt direcționate spre primăriile PSD. Deci, domnule, tu, Florin Țurcanu, ești un om normal la cap din punctul ăsta de vedere? De 9 ani de zile noi avem o majoritate în Consiliul Local și avem un primar de altă culoare politică. Eu chiar îmi doresc să se întâlnească și ei doi, doresc să se înjure, să se strângă de gât, să dea cu capul de pereți, după ce se răcoresc așa bine, la sfârșit să spună: domnule, uite, eu vreau aia, aia, așa, eu vreau aia, așa, aia, așa, aia. Acum, bine măcar că am scăpat de tramvaile alea. Dacă n-aveam și tramvaile alea și mai ieșea și Urban Sir câte o sâșnitoare, o măturătoare din aia, băi, aveam impresia că suntem în perioada interbelică la Botoșani. Legea instituției prefectului a fost modificată în primul rând din cauza faptului că useriștii nu aveau membri de partid care să îndeplinească condițiile necesare pentru a ocupa funcțiile de prefect și subprefect.